Eu sunt în drum spre aeroport. Și, dar am ținut cu tot din adinsul să vin aici la dumneavoastră să răspund pozitiv invitației pentru două motive extrem de simple. Să vă felicit și să vă urez succes în continuare. Să vă felicit pentru că un proiect care în România a plecat mai târziu decât în alte țări și în condiții nu foarte propice, într-o atmosferă relativ ostilă, a prins avânt, a prins rădăcini și este acum o experiență pozitivă. De ce a plecat mai târziu? Probabil că am să încerc să dau o explicație. De ce nu a fost un moment sau momentul cel mai fericit de pornire la drum? Au fost și rațiuni interne, a spune că și motive, rațiuni externe care au cultivat acest conflict între creditori și debitori, între bănci și clienți, uneori chiar cu înverșunare și cu exagerare. De ce vă doresc succes în continuare? Că este evident și din prezentarea anterioară că mai sunt încă multe de făcut. Pe de o parte, pentru a recupera întârzierea care am plecat la drum, pe de altă parte, pentru a întări tendințele pozitive, a le descuraja, nu putem să le eliminăm pe cele negative, și a face din această variantă de soluționare a conflictelor deseori inerente între creditor și debitor, face din această variantă și o cale de a îmbunătăți relația încă tensionată din societatea noastră. Nu folosește nimănui. Eu am susținut acest punct de vedere de mai mulți ani și o spun încă o dată, în mod foarte clar în fața dumneavoastră, nu folosește nimănui războiul între bănci și clienți și cultivarea acestui război. Nici abuzul, să spun așa, abuz cu care ne-am obișnuit în ultima vreme, orice comportament al bancherului este un abuz de putere, de poziție, de monopol. Nu folosește nimănui dacă, iar să folosesc cuvântul, această noțiune este total abuzată. Domeniul ăsta al băncilor, al creditării, am plecat relativ mai târziu. A fost și întreruperea din perioada comunistă. Greu să fac inovație în acest domeniu și mai ales în, să spun, baza legală a creditului. Creditul rămâne credit. Plăcut, neplăcut, trebuie să-l restituim.